dragă să prințesa. Hai la Mundi să mânca, că e ieftină grădina și n-ai dat nicio bara. Hai la Mundi te-am adus, cu cerceai și cu hurbuz. Ți-am dat paie, n-ai mâncat, ți-am dat până ai lepădat, toate din ce te-am luat. Sute de colindători au participat la festivalul de datin și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou Tudor Pamfile. Acesta s-a desfășurat în fața Catedralei Arhiepiscopale, de unde, după ce au făcut o demonstrație în fața Înalt Preasfinției sale Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, colindătorii au mers pe esplanada din fața Casei de Cultură a Sindicatelor. Cum e anul acesta festivalul? Fără zăpadă, din fericire, dar frumos și n-aș spune neapărat mai frumos ca oricând, pentru că fiecare ediție își are farmicul ei, dar de data aceasta am căutat să avem toate județele limitrofe județului Galați, au răspuns cu drag și nu numai că e o formație, dar sunt cele mai reprezentative formații din județ, așa cum vedeți, Balcanul din Bacău recunoscuți, Luncavița din Tulcea, de asemenea, brăilenii noștri cu Gropeniu și Ciocile, Vasluiul, Soleștiu și Muntenii de Sus, deci sunt formații reprezentative pentru fiecare județ și ne bucură că ne onorează la această ediție. Bucuros, pentru că atunci când aștepți musafiri, aștepți cu bucurie. Nu-i invizi doar de dragul invitată, ci vreți să-ți facă bucurie. Și în această bucurie se transmite și tuturor gărățenilor și oamenilor de suflet de aici, din locurile noastre, cu atât mai bine pentru noi că avem satisfacția că ceea ce facem nu facem rău. Festivalul acesta este unul dintre cele mai frumoase festivaluri care se pot desfășura la Galați, mai ales că suntem aici pe platou din fața acestei minunate biserici, să-i spun așa. Este ceva deosebit și am văzut că sunt oameni din mai multe județe, ceea ce înseamnă că Galați este un centru de cultură, să-i zicem, și să ne gândim că oriunde ne-am aflat, tradiția românilor se păstrează. Tradiția de moș strămoș bună și nu a bine să fie și să nu se uite niciodată și las în spatele meu generația care este. Asta e doar în Franța ce faceți voi, nu? Aproape nu se mai poate mai bine tradiții și mai frumoasă români ca în Franța. Mă bucur foarte mult că se organizează și în acest an, de fapt, acest festival. Mă bucur foarte mult că tradiția românească nu se pierde, că portul popular se arată în continuare, într-o lume în care se dorește foarte mult o unitate, dacă vrei, să nu una neapărat creștină, și vorbesc aici despre secularizare. Biserica vine și arată totuși că avem niște tradiții care sunt peste puterea modernității, dacă vrei, care dăinuiesc de atâtea secole, de atâtea veacuri și care îi mai învață astăzi pe tineri, atât pe mine cât și pe cei dintr-o generație cu mine, că trebuie să respectăm pe bătrâni, pe copii, pe cei în nevoie, toate sub un semn al tradiției românești, al portului tradițional, al colindului și al plugului, toate acestea aducându-ne aminte, așadar, cum spuneam, de cei în nevoie, de cei care merită puțină atenție măcar acum de sărbători. Mă bucur foarte mult că, repet, că și anul acesta se organizează sărbătorile tradiționale și mi se par într-adevăr frumoase. A avut loc un spectacol plin de emoție care i-a impresionat pe toți cei prezenți prin prezentarea datinilor și obiceiurilor din fiecare județ în parte.